Bine v-am regăsit cu ocazia primei întrebări din acest an. Ultima întrebare din anul care a trecut a fost legată de modul în care ne exprimăm. Să ne amintim. Ceva nu e logic în ceea ce se spune. Prima. În ultimul timp s-au scumpit mult prețurile la fructe. A doua. Din păcate, este un om prea corupt pentru această funcție. Și a treia, am întârziat pentru că mi-am găsit telefonul în ultimul loc în care l-am căutat. Care credeți că sunt cele trei greșeli? Să le luăm pe rând. Prima, s-au scumpit prețurile fructelor. Așa cum au remarcat toți cei care au postat comentarii sau au trimis răspunsuri, prețurile nu se pot scumpi, deoarece nu cumpără nimeni prețuri. Prețurile n-au preț. Nu sunt o marfă, nu sunt de vânzare. Ceea ce se întâmplă în astfel de cazuri este contopirea a două expresii corecte într-una singură incorrectă. Adică facem din două bune una proastă. Din s-au scumpit fructele și au crescut prețurile, s-a obținut ilogica afirmație, s-au scumpit prețurile. Este vorba despre înlocuirea într-o propoziție a subiectului logic cerut de predicat cu o proprietate sau o stare a subiectului logic. În cazul nostru, subiectul ar fi fost fructele, s-au scumpit fructele, dar acest subiect logic a fost înlocuit cu o proprietate a fructelor, prețul lor. Înainte de a merge mai departe, vă mai dau două exemple din această categorie. Auzim uneori că s-a răcit temperatura sau că s-a vindecat boala. 2. Un om prea corupt. Aici problema pleacă de la cuvântul prea. De ce este logic greșită această afirmație? Pentru că prea se folosește de regulă atunci când vorbim despre o însușire care nu este negativă prin ea însăși, ci devine negativă din cauza cantității sau a valorii. De pildă putem să spunem, este prea cald, pentru că nu e rău să fie cald, e rău doar dacă e prea cald. Sau se poate spune, este prea dulce, pentru că nu e rău să fie dulce. La fel se poate spune, prea colorat, prea ambițios, prea mare, prea mic și așa mai departe. Dar dacă spui este prea corupt, sugerezi ideea că dacă ar fi doar corupt, n-ar fi nicio problemă. Ar fi băiat bun, ar fi băiat de treabă, numai că nu e așa. Din aceeași categorie am mai auzit prea grețos și prea dezordonat. 3. Mi-am găsit telefonul în ultimul loc în care l-am căutat. Se pare că unii sunt surprinși de faptul că au găsit ceva în ultimul loc în care au căutat. Dar, așa cum ați remarcat cei care ați postat comentarii sau ați trimis răspunsuri, întotdeauna se întâmplă așa, deoarece nimeni nu mai caută după ce a găsit. Sper. Ar fi cel puțin ciudat să mai căutăm un lucru și după ce l-am găsit. Dar mai este ceva greșit în această afirmație. Nimeni nu întârzie pentru că a găsit un lucru în ultimul loc în care l-a căutat. Nu acesta este motivul. Adică aici, lipsa de logică se manifestă și printr-o cauză falsă. Ai întârziat deoarece ai căutat mult timp telefonul, nu pentru că l-ai găsit în ultimul loc în care l-ai căutat. Deci o cauză temporală este înlocuită cu una spațială. Vă mulțumesc pentru comentariile foarte interesante, competente și pline de umor pe care le-ați postat. Și le recomand celor interesați de astfel de probleme să citească aceste comentarii, se pot învăța multe din ele. Felicitări! Au fost multe răspunsuri corecte, formulate mai mult sau mai puțin asemănător cu ceea ce v-am spus eu, așa cum e și normal să fie atunci când vorbim despre problemă de limbaj și nu despre știință sau matematică. Sper că vă va plăcea prima întrebare din acest an, pentru că e scurtă, simplă, clară
și pare ușoară până te apuci să găsești răspunsul. Pentru multă lume nu e clară diferența dintre noțiunile de cifră și număr, așa că unii sunt derutați dacă li se pune întrebarea: numerele sunt alcătuite din cifre sau cifrele sunt alcătuite din numere? Voi reveni la această întrebare pentru că are și ea problemele ei. Probabil un rol important în producerea confuziei dintre cifre și numere îl au și cei care ne spun la televizor, de multe ori, ceva de genul următor: cifra celor spitalizați a crescut la 28. Numai că 28 nu-i cifră și cifrele nu pot nici să crească, nici să scadă, pentru că cifrele sunt semne, simboluri grafice cu ajutorul cărora scriem numerele. Așa cum literele sunt semne grafice pentru sunetele care stau la baza vorbirii și pe care le numim foneme. În sistemul de numerație zecimal avem 10 semne grafice cu ajutorul cărora scriem numerele, cele pe care le vedeți acum. Deci avem 10 cifre. Sunt probabil 10 pentru că avem 10 degete la mâini. Noi, europenii, le numim cifre arabe pentru că le-am preluat de la arabi, dar ei, la rândul lor, le-au preluat de la indieni. Am spus că revin la întrebarea: numerele sunt alcătuite din cifre sau cifrele sunt alcătuite din numere? Întrebarea are sens doar dacă ne referim la reprezentarea scrisă a numerelor. Reprezentarea scrisă a unui număr întreg pozitiv, adică a unui număr natural, este alcătuită din una sau mai multe cifre. Dar în vorbire, cuvintele care exprimă numere sunt numerale și ele nu sunt alcătuite din cifre. Așa că, atenție, afirmația "cifrele sunt alcătuite din numere" nu este evident corectă, dar nici afirmația "numerele sunt alcătuite din cifre" nu este adevărată decât dacă ne referim la reprezentarea scrisă a numerelor. Deci corectă este afirmația: reprezentarea scrisă a unui număr este alcătuită din cifre. În matematică se folosește ca metodă de generalizare a numerelor scrise folosirea literelor suprabarate, adică cu bară, cu o linie deasupra lor. Un număr de 4 cifre, de pildă, se poate reprezenta așa cum vedeți aici: A, B, C, D. A, B, C, D fiind cele 4 cifre. Dacă unele cifre se repetă în număr, atunci putem avea, de pildă, această reprezentare, în care A apare de 2 ori, B de asemenea, ceea ce ne arată că există 2 cifre care apar de câte 2 ori. Și ne arată și locul în care se găsesc cifrele respective. Sper că am clarificat tot ceea ce era de clarificat, ca să vă pot spune acum întrebarea, de fapt întrebările, pentru că sunt 2. Ele se referă la un număr care se autodescrie, dar vă voi explica imediat ce vreau să spun cu asta, pentru că întâi trebuie să convenim ordinea cifrelor, și anume vom număra cifrele de la stânga la dreapta. De pildă, numărul 7392 are ca primă cifră 7, a doua cifră este 3, a treia este 9 și a patra cifră este 2. Deci, repet, numărăm cifrele de la stânga la dreapta. Și acum ce trebuie să faceți? Trebuie să găsiți un număr scris cu 10 cifre, deci un număr a cărui reprezentare scrisă are 10 cifre, în care prima cifră, deci cea din stânga, ne arată numărul cifrelor de 0 din număr, a doua cifră ne arată numărul cifrelor de 1, a treia cifră ne arată numărul cifrelor de 2 și așa mai departe, astfel încât a 10-a cifră ne arată numărul cifrelor de 9 din acest număr. Și întrebările sunt: prima, există un astfel de număr și dacă da, care este el? Și a doua, există un singur astfel de număr sau sunt mai multe? Succes pe săptămâna viitoare!